Servus, dragilor, și dacă cetățenii care au reînceput reconstrucția României ne permit, dragilor, iată, ne revedem la Nu-i așa, minunata noastră emisiune săptămânală și ultima. Înainte să vă bucurați, ultima de anul ăsta, zic. Marian. Așa. Avem aici nouă taste. Marian. Ăsta e, mă mică, el e. Bun, să-i dăm cu muzicală. Mai lejer, așa că nu... Știu că e mai faină melodia decât să mă auziți pe mine. Adică ar fi mai drăguț melodia, dar... Dacă toți suntem aici și tot filmăm și am băgat bani în scule, nu, bine, nu eu. Voi m-ați ajutat, eu numai le-am... Ok, să trecem peste asta. Cetățeni, bine v-am găsit la ultima emisiune din acest an și înainte să plonjăm, nu e așa, în minunatele știri care au marcat săptămâna trecută, vreau să vă zic că am mai filmat odată. Bine, nu știu ce vă zic, dar cumva am considerat că ar trebui să ziceți. Și înainte să postăm filmul pe net, mi s-a părut un pic prea depresiv. Și prea pesimist, așa. Și am zis că nu e momentul să încheiem anul așa. Chiar mi-am făcut așa un proces de conștiință că poate ar fi trebuit să pregătim ceva mai zglobiu pentru sfârșitul de an. O să reținem asta. N-avem antrenament, vezi? Să ne învățăm cu diverse chestii. Deocamdată asta avem, cu asta defilăm, dar vă promit că la anul, deci peste un an de Revelion, o să facem ceva mai drăguț. Cam asta e. Aia zic, n-am vrut să încep anul într-o notă negativă, să zic. Erau prea mulți cetățeni certați, nebuni și care au plecat dintre noi în această perioadă. Bănuiesc că sunteți bine, sper că sunteți bine, că ați stat acasă cu familia, că ați mâncat. Știți că era bancul ăla, cu ce faci? Mănânc. Sună-mă când termin. Bine, te sun în 7 ianuarie. Așa, deci bănuiesc că sunteți bine, mă bucur. Și sper să fiți bine și în continuare. Oricum, vestea bună e că anul ăsta nu prea mai are cum să fie mai rău decât ăla care a trecut. Adică e greu. E foarte greu. E un challenge să fie mai rău decât anul care a trecut. Așa că să sperăm o să ne fie nițel mai bine. Și mie și vouă. Mai mult vouă decât mie. Că sunteți mai mulți, nu da? Bun. Plonjăm direct în știri pentru că n-aș vrea să credeți că cuvintele care urmează sunt ale mele. Oi fi optimist, dar nu chiar așa. Ia auziți aici. Începe reconstrucția României. Proiectele guvernului Câțu, autostrăzile Transilvania, Sibiu, Pitești, Târgu Mureș, Iași, Ploiești, Suceava, două magistrale noi de metrou. Bă, frățioare, practic, o să avem autostrăzi n-au nemții. Deci o să avem autostrăzi peste autostrăzi peste autostrăzi. Dați așa. S-aude un pic cam slab așa, da. Marian! Ăsta-i. Bun. Nu las în continuare că are, știți? Nu-i recomandat pentru cetățenii sub... Bine, n-avem cetățeni sub care să ne asculte, 13 ani, zic. Așa. 2,5% din PIB pentru autostrăzi. Așa cum se dă 6% din PIB pentru educație, de mulți ani, niciodată. Vestea bună e că asta înseamnă vreo 4,5 miliarde de euro, sumă la care, iarăși așa dăm pix, că așa să adună la noi lucrurile, mai primim 10 miliarde de la Uniunea Europeană. Bun, ideea e că... 10? Stați așa să nu greșesc, mă, că n-aș vrea să vă induc în eroare. Ei, 10 miliarde în 4 ani, practic. Vă dați seama că oamenii ne dau de două ori mai mulți bani decât băgăm noi ca să facem ceva și noi nu luăm banii aia? Bine, o să ziceți că au dreptate oamenii, că-s greu de furat. Adică de ce ai face un lucru dacă nu poți fura și tu niște milioane de euro acolo? Cumva e normal, adică e de înțeles pentru cetățenii ăștia. Știi că ăștia nu au venit niciunul, deci niciunul din cetățenii care e în Parlament acum... Bine, except în niște cetățeni care sunt de la niște partide care au ajuns acolo accidental și care nu știu despre ce-i vorba în propoziție. Deci, exceptându-i pe aia, restul cetățenilor n-au niciun gând bun. Adică nu a venit niciunul să ne ajute pe noi, să ne fie viața mai frumoasă sau mai bună. Băieți, au venit acolo să îmbogățească. Asta vă spun eu cu mâna pe inimioară. Exemplu concret, băieții de la USR, care aveau 3 proiecte mari și late, fără penari în funcții publice, nu penari, bă.
Penal în funcții publice, așa, dezinfectarea, desfințarea pensiilor speciale, așa, și alegerea primarilor în două tururi. S-a făcut guvernul, s-a negociat, s-a dat, s-a învârtit, s-a nu știu ce, am pierdut două. Deci asta cu primarii, UDMR au zis că ei nu le convine, că își pierd ei primarii dacă se votează în două tururi, deci nu. Și aia cu pensiile speciale au zis UDMR-ul că bă, lor nu le convine, deci nu. Am negociat, am pierdut tot. Practic lucrurile pentru care i-am trimis noi pe băieții de la USR în Parlament, din trei au rămas una, care sigur nu o să întâmple nici aia. Ce vestea bună e conceput referendum și o deschis, ce au făcut ei nu și acolo, măsuri și practic o declarat deschisă mișcarea Parlament cu 300 parlamentari unicameral. Lucru care n-ar fi rău că în țărișoara asta de 19 milioane de cetățeni, în care cred că mai sunt vreo 16 activi și votează vreo 8, nu cred că ne trebuie 9, 6 de nebuni cât avem acum sau cât dracu avem. Că avem mulți, 590, cât erau, nu știu, mulți, nu știu câți acum. Deci chiar nu ne trebuie, jur. Nouă ne-ar trebui 20 de oameni maxim. Deci nu știu dacă Liechtenstein are parlament, dar nouă ne-ar trebui un parlament ca în Liechtenstein, că iarăși îți spun, oricum nu fac nimic cu oamenii. Deci în afară de faptul că se ceartă toată ziua, nu fac nimic. Nu se întâmplă nimic. În ultimii 20 de ani, parlamentul nu a făcut nimic pentru țara asta, absolut nimic. Dacă s-a mai întâmplat ceva, s-a întâmplat că în anumite ministere, niște cetățeni, din motive care mie îmi scapă, au făcut lucruri bune. Cred că sunt din ăștia pe care îi mustră conștiința și din când în când mai fac câte un lucru bun, știi? Sau, nu știu, poate sunt credincioși sau poate cred în karma sau ceva, știi? Ce zic? Deci cumva accidental s-au întâmplat niște lucruri bune, dar în rest nu. Deci noi n-am beneficiat de nimic de pe urma Parlamentului și a Senatului României. În afară de faptul că oamenii și-au dat niște salarii, și-au adunat niște prieteni în funcții publice, și, adică noi n-am beneficiat cu nimic. Deci aia zic că nu știu de ce... Nu știu de ce USR-ul nu a renunțat, adică eu le-am dat votul să facă lucrurile astea. Nu le-am dat votul să fie în Parlament, adică eu nu mi-am dorit să fie la putere. Eu mi-am dorit să fie la putere când ar putea să facă lucruri pentru care eu i-am votat. Înțelegi? Asta nu-i face cu nimic mai drăguț decât băieții de la PSD, adică băieții de la PSD zic că o să vă fie mai bine, să duc acolo și fură. Dar la aia te aștepți. Adică pe ăla îl votezi și știi sigur că te-o mințit. Deci te uiți în ochii lui și știi că te-o mințit. Păi când ăștia de la USR, ăștia se dădeau mai fetițe neprihănite, așa că, vai de mine, noi mergem, noi n-am mai fost în Parlament. Noi am venit aici cu forțe proaspete și suflete curate. Păi ia că sufletele curate au rămas la ușă, că au plecat fără. Vom trăi și vom vedea semnele, așa cum ziceam, zrele, dar să fim optimiști. Iată, să nu ne pierdem cu, nu-i așa, firea. Un pic de muzicală, ca altfel. Așa. Să plonjăm, deci. Vă ziceam, miliarde. Foarte multe autorități, nu vi le citesc, că n-are rost și vreau să ținem scurtă emisiunea asta. Dar nu o să se întâmple. Deci, practic, nu o să se întâmple, că noi genetic nu suntem programați să construim autostrăzi. Deci nu o să se facă nimic niciodată. Pozitiv. O echipă a ambasadei României la Londra asigură asistență românilor blocați în zona de intrare în Eurotunel. N-ați văzut, mămică, desfășurare de forțe, poze, postări pe Facebook, filmulețe. Deci o echipă a secției consulare a ambasadei României la Londra se află în prezent la Folkestone, așa, zona de intrare în Eurotunel, pentru a acorda asistență consulară cetățenilor români afectați de măsurile adoptate de Regatul Unit și de alte state europene. Păi măsurile au fost adoptate de Franța, my friend, care a închis Eurotunelul ca să nu vină virus și de la englezi. N-are nicio legătură cu alte chestii. Așa. Potrivit mesajului, echipa consulară distribuie alimente, apă, măși, mânuși și dezinfectant și va avea discuții cu autoritățile locale și cu asociațiile locale pentru identificarea de soluții de cazare sau de defluire. Cred că era defluidizare, dar bă, trăim într-o lume englezească așa. Deci, practic, e prima oară când băieții ăștia de la ambasadă ies din ambasadă. Cred că e prima oară când fac ceva și fac ceva doar ca să apară și ei în poze de anul nou. De Crăciun, fii mai bun, știi? Asta. Da, o să ziceți că sunt băiat rău și că am un sufletel negru. Așa, eu am avut niște, tangențe cu niște ambasade din țări
adiacente, țări europene și cetățenii efectiv s-au pișat pe noi. Și zic asta așa, optimist vorbind. Băieții ăștia care sunt ambasade nu sunt absolut deloc diferiți de cetățenii care sunt țară, nu fac absolut nimic. V-am mai povestit eu că erau ambasade la care 4 telefoane nu mergeau. Trimiteai mail și mergeai după o lună la ambasadă să-ți ridici acțiile și zicea, păi aia nu e adresa noastră, nici nu știu cine a pus acolo. Ambasadă, my friend, adică știi? Niște cetățeni care ar trebui să aibă niște... În fine, n-are niciun fel de gata, hai să fim optimiști, să mergem înainte. Trecem peste știrea asta, vă dau o altă știre bună. Garcea se întoarce, deci Elena Lupârțag și Nea Pârțag bănuiesc, stați așa că n-am... Că sunt împărțite pe căprării, o să vă explic foarte complicat. Deci domnul Garcea, aka Elena Lupârțag, stați așa, Leana mă, Leana Lupârțag, și domnul Costel Pârțag să reunesc. Știu că e o bucurie imensă. Pe 50.000 de euro, adică de la voi. Nu de la mine, de la voi, asta. Eu dau banii, eu banii care îi plătesc. Eu merg la ăștia care fură, știi? Cu milioanele. Garcea și cu Nea Petreanu iau bani de la ăștia care fură de la voi mai mărunțele, așa, mai, nu știu, suta de mii, 10.000. Deci, practic, să vă explic. TVR1, în lipsă, ei trebuiau să facă revelion TVR1, că n-aveau, adică, mor. Ei, dacă n-au revelion, ei mor. Adică, nu mai au publicitate și mor. Nu au, ca și cum ar fi o televiziune întreținută din bani publici, știi? Deci, care fac orice, deci dacă... Ei, dacă pun un acvariu pe TVR1, pun un acvariu cu peștișori, vă jur, și lasă așa o săptămână, nu-și dă nimeni seama că ei nu-i mai emit. Așa audiența au. Și ei își primesc salariile oricum. Și dacă peștișorii aia mor în acvariu. Deci, eventual atunci cred că s-ar sesiza cineva și ar protecția animalelor. Dar în rest, vă jur, deci dacă ar veni cea să mai schimbe apa, să mai aerisească și să pună mâncare, n-ar trebui să facă nimic. 6.000 de angajați, am înțeles, care televiziunea nu-ți dați seama ce e acolo, frățioare. Milioane de euro. Milioane, știi? Așa, deci băieții ăștia, neavând absolut niciun fel de... Deci ei constrânși de situația pieței, nevoiți să facă o mișcare inteligentă de marketing, ceva, nu știu. Că ei, repet, ei trebuie să facă revelion, ei. L-au angajat pe Garcea și pe băiatul ăsta alt, deci pe Mugur Mihăiescu și pe Radu Pietreanu. Și vă dau și iarăși pe scurt, că suntem optimiști și astăzi vă dau așa pe scurt. Deci, practic, fiți atenți așa. Garcea, aka Leana, a luat 22.000 de euro. Că asta e valoarea lui de piață acum. Domnul Petreanu a luat 10.700. Că el e mai jos. El nu a fost la demonstrații în piață, știi? El nu a fost împotriva USR la demonstrații în piață și la fără mască. Și nici nu a fost consilierul doamnei Firea pe probleme de centru vechi. Dacă înțelegi ce eu zic. Deci băiatul ăsta e la jumate, cum ar veni, dar TVR1 nu are, iarăși trebuie să înțelegeți, TVR1 e o televiziune mică. Ei n-au unde să facă o emisiune, n-au, pur și simplu, n-au un studio, să zic, o, nu știu, un loc unde ar putea să torne o emisiune. Așa că emisiunea s-a turnat în barul lui Leana lui Pârțag, știi? Deci în, nu o să zic numele, Sfântul Patrick. Din centrul vechi al Bucureștiului, deținut pe persoană fizică de domnul Petreanu, aka, știți, Garcea, aka Leana Lupârțac, știți? Deci ăla a zis că cel mai bine ar fi să facă revelion în barul lui. Asta vă repet din cauza că TVR1, nu știu de ce, și poate ar trebui să luăm măsuri aici, pur și simplu n-au un studio unde să facă o emisiune de revelion. Nu e ca și cum s-ar fi făcut acolo vreo 60 de revelioane până acum, da? Asta e altă discuție. Ei, producția... Adică, hai să filmăm la noi în bar, 6 zile, în 6 zile s-o filma revelionul. Bă, dați seama, trebuie să, bă, ce glume trebuie să fie acolo și ce, bă, tare fain trebuie să fie. Deci, abia aștept să-l vedem. Deci, producția în barul respectiv, 25.000 de euro. Așa că TVR1 a sărit din schemă, cum ar veni, cu suma totală de stați, așa că era undeva adunat, ca să n-adun eu, că milene. 5, nu. Asta-s lei. Hai dă-o dracu că nu mai adunăm, că n-are rost. 50.000 de euro au dat cetățenii. Aproape 50.000 de euro pentru revelionul cu băieții ăștia doi. Fan, 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 abia aștept. Glumele alea, aluziile sexuale, bătăile, wow, abia aștept.
Trebuie să fie absolut dement. Merită banii ăștia, deci clar merită. Mă bucur că se întâmplă în țărișoară. Deci iată, optimism, optimism, optimism. Așa. România, printre țările sărace ale lumii în funcție de sprijinul acordat de la buget, firmelor și populației în contextul pandemiei. Suntem pe locul 114 în lume. Hei! Țineți minte când ieșea Câțu și zicea, bă, am rezolvat toată țărișoara, e live and kicking, toată lumea funcționează. Na. Haideți să vă zic că nu vă țin aici mult, că asta e o știre mai tristuță așa și n-aș vrea să vă stric sărbătorile, nu-i așa? Deci, stați așa să nu... Că vine să strănut. Hei, loc 115. Suntem depășiți la mustață de Republica Moldova, mă. Mi se pare foarte drăguț, așa de drăguț. Deci, Republica Moldova au acordat mai mulți bani ca și asistență firmelor. Bine, a noștri, cum n-o dat, mă, șomaș tehnic? Și-o dat după aia, mă, loteria aia, unde luau băieții, IMM Invest, mizeria aia ordinară, care o produs o disruption, cum zic băieții ăștia moderni care se ocupă de startup-uri și de chestii. Ei, acum ai termenul disruption, știi? Adică trebuie neapărat să faci un disruption, ca să, adică să rupi pisica, cum îi zice la noi în românește, ca să știi să cucerești o piață nouă, să-ți creezi o nouă nișă pe care să o călărești, cum ar veni. Ei, deci Republica Moldova este mai șmecher decât noi. Atât am vrut să vă zic și cam atât. După noi urmează Zambia, Kazahstan, Macedonia, Bahamas, Republica Cârgâză, Pakistan, Gabon, cu asta de... Mamă, bă, deci bă, rupem. Hai, zic să fim optimiști, nu? Bun, altă știre, cu asta ne-am lămurit. Senator Aur, declarații inedite, nu dormeam, îmi activam Vushadha Chakra și conexiunile mentale speciale. Deci, la ședință în Parlament, uite-l pe meu aici, ăștia sunt băieții de la Aur. Bine, există risc. Fără să fim răutăcioși, eu zic că suntem, nu există riscul. Suntem norocoși că oamenii ăștia încă sunt în viață. Dar cum își activează el chakrele... Stai mă să vă mai zic o dată, că nu. Deci, Vishuddha Chakra. Deci pe băieții ăștia au filmat dormind și el a zis că nu dormea, că el medita și își pregătea chakrele ca să dea mâine. Vrea să facă o interpelare, dar vrea să o facă în două feluri. Una nașpa și una drăguță. Și în... El a făcut ședință cu eurile lui interioare și povesteau, știi? Dezbăteau că sunt mai multe... Cea, cred că nu mă pricep eu. Sunt mai mulți cetățeni în capul lui care aveau un debate. Și când au debate, închid store-urile să nu se vadă afară. Că îi deranjează lumina de afară, știi? Și să n-audă. Să n-audă. Ce se întâmplă. Asta zic, mămică. Oricum, domnul îi consideră că purtarea măștii e o idioțenie, asta să și vede, dar el n-are adeverință ca și doamna... Știți că doamna are adeverință de la medicul de familie, ea, că medicul de familie zice că e bolnavă și nu poate, trebuie să poarte mască. Eu, de exemplu, i-aș lua licența doctorului, adică nu l-aș mai lăsa să profeseze dacă face mizerii de astea, că clar că le face pe bani. Așa, bun. Dar pozitiv, pozitiv, optimism, așa. În Bistrița, colindătorii au fost amendați dacă au ieșit cu uratul după ora 23. Este o, aici e o chestie ciudată. În Bistrița poți să iasă 6 cetățeni, 6, cum ar veni. Și păi eu prins în grup de 7 și amendat pe tot. Ăștia sunt și proști, acum nu vă supărați, mă. Eu vă zic că sunt proști. Ți-au zic că, frate, eu nu știu cine e ăsta. Deci ăsta s-a lipit de noi, un băiat nu-l cunoaștem. Știi? Sau, bă, dacă sunteți, nu știu, e maxim 7, umblați în grupuri, mă. 4-4, 4-3, nu, că stai că nu-i. Ba, deci să nu fiți 6, 7, să fiți 6. 6 plus 1, lăsați-l pe unul mai în urmă, frate, nu se poate. Le-au dat amenzi și la noi în Baia Mare aici, am înțeles că s-a întâmplat. Niște cetățeni au primit amendă, că umblau lela, cum ar veni. Dar, bă, până la urmă, legea e lege, trebuie respectată și să nu uităm, optimism, optimism, nu? Deci, bă, bine că le-au dat amendă. Un pilot german a desenat cu avionul o seringă pe cer. Asta din start e bine că e pilot german, dacă era pilot român, desena un penis. Deci... Asta vă jur eu, deci românii, dacă ar fi fost la manșă, cum ar veni, uite băiatul ăsta a desenat o siringă, sau seringă, ceva, una din astea, seringă, mă.
Siringă îi zice aici la noi, în Maramureș. Absolut drăguț, 100 de kilometri are. E fix ce are planeta asta nevoie. Deci nu știu dacă... Bă, eu de când am văzut-o, deci eu de când am aflat știrea asta, bă, eu mă simt mult mai bine. Și mult mai frumoasă viața în țărișoară, mă. Pozitiv, pozitiv, pozitiv. Bun, Tesla a montat difuzoare pe mașini. Asta nu știu dacă știți. Stați așa să vă zic că este o lege. Așa, National Highway Traffic Safety Administration. O declarat că nu se poate, mașinile electrice nu fac zgomot și să pună ceva care face zgomot. Și acum aveau mai multe opțiuni, puteau să pună pietre în genți. Așa, sau puteam să pun o cârâitoare din așa cum aveam noi la bicicletă. Nu știu dacă voi n-ați prins, că voi sunteți mai tineri așa și aveați bani. Dar noi pe vremuri aveam bicicletă și ni se părea foarte interesant cum s-au auzit microseriere, că s-au auzit așa, știi? S-au auzit țârâitul ăla, clămpănitul ăla, pleznitul ăla, știi? Că avea, la, știi? La pedale cea, în final. Ei, noi ne puneam o bucățică de lemn care dădea în spițe și tic, 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 știi, făcea așa. Bine, făcea tot timpul, dar nu contează. Deci era bicicletă cu tuning. Așa și băieți, ăștia și a treia opțiune era să pună difuzoare. Pus difuzoare, la difuzoare poți să pui muzică și dând start, pătezi la vine un zgomot de beșini. Flatulențe, cum zice aici la noi la țară, n-aș vrea să cobor tare nivelul emisiunii. Marian! Trebuie cumva să dau mai tare asta. Marian! Asta zic. Așa. Și pe lângă altele se pun, se poate pune orice fel de melodie. Bineînțeles că s-a trezit un cetățean să-l întrebe pe nea Elon Musk și că Can I do Move Bitch by Ludacris? Și Elon Musk a răspuns: You can upload custom music or sound. Deci practic de acum o să auzim tezele venind de departe. Cred că e o veste foarte bună. Iată, optimism, vești bune. O veste foarte bună pentru maneliști. Îți dai seama că până acum să te ai în mașină și ascultai muzică, acum poți să stai în mașină să asculte muzica aia de afară? Că oricum e deranjant să stai cu muzica aia tare în cap. Că, iar vă zic, maneliștii când merg la drum lung, merg cu muzica încet. Nu știu dacă ați observat. Ei merg cu muzica tare numai când merg încet până oraș să-i vadă lumea. Știi? Ei, acum pot să meargă cu muzica încet, dar pot să pună muzica afară. Mamă, cum o să sune manenele pe Tesla, deci bă, abia aștept. Deci cred că e cel mai frumos eveniment muzical al anului. Nu? Optimism, optimism, optimism. Bun, hai că mai avem un pic. Bun. Doi adepți ai teoriei pământului plat au încercat să ajungă pe mare până la marginea pământului. Cum s-a terminat expediția? Wow! Cum s-ar fi putut? Un cuplu din Italia a hotărât să testeze limitele teoriei conspirației în care cred și au decis să se urce într-o barcă și să încerce să ajungă la marginea pământului. Adepți ai teoriei pământului plat, cei doi au hotărât să încerce să-și dovedească teoria. Cei doi au plecat din Veneția și au vândut inclusiv mașina pentru a-și putea finanța expediția. Și pentru ca întreaga situație să fie și mai ironică din perspectiva teoriei conspirației în care credeau, cei doi s-au folosit de o busolă pentru a putea naviga pe mare. Până la urmă, însă, cei doi s-au pierdut pe mare și n-au mai ajuns în Lampedusa. Lampedusa. Așa. În loc, au ajuns pe o altă insulă, Ustica, aflată la doar 200 de kilometri distanță pe mare de Sicilia. Dar bun, băieții ăștia vreau să capătul lumii în Italia. Conform Direct Ferries Co. UK, călătoria din Sicilia până în Ustica durează în jur de o oră și jumătate. Cei doi au aflat unde se află de la oficiul maritim din Ustica, iar apoi au fost plasați în carantină în contextul pandemiei. Aventurile lor nu s-au terminat nici după acest episod. Cei doi au încercat să fugă din carantină de două ori înainte să renunțe să accepte să rămână în izolare. Ulterior au decis să revină acasă și să-și rea expediția cu altă ocazie. Deci asta e genul de știre pe care n-ar fi trebuit să o citim. Dar e și genul de știre pe care vreau să vă citesc, pentru că trebuie să înțelegeți că există oameni tâmpiți în orice țară. Deci oameni nebuni sunt în orice țară, eu cred, asta e teoria mea, că-s răspândiți uniform. Știi? Deci există un strat, un zăcământ, un filon de cretini în orice țară. Constant. Deci ori în ce țară te duce, chiar și într-o țară normală cum în Italia nu te-ai aștepta, nu? Adică zici, băi, o țară civilizată, capitalism, oameni lucrează, au protecție socială, au o țară aia minunată, mâncare, bă, lor le trebuie capătul lumii. Știi ce zic? Într-o țară de oameni care au cucerit jumătate în lumea asta, știi? Care au mers pe mare de acum 4.000 de ani, ei cred că lumea să gata, știi? Să termină dintr-o dată.
Hei, nu e așa, optimism, optimism. Bun. O instanță din Marea Britanie a decis că englezii au dreptul să jignească. Fucking. Deci, să vă dau pe scurt despre ce vorba în propoziție. Așa. Caz de defăimare din 2018. Stephanie Hayden, care tocmai ce-a obținut să recunoașterea ca transexual, ca așa e aici, trebuie să te, deci e ca la școală, frățioare, trebuie să iei diplomă, adică trebuie să te recunoască lumea. Ai, dacă degeaba ești transexual dacă n-ai trecut prin procesul de validare. Da, în fine, așa. A depus o plângere împotriva lui Kate Scottow. N-are nicio importanță, lumea oricum nu o să reținem, o feministă radicală. Femeia l-a abuzat, abuzat vertical. Well, optimism, optimism. Scottow a abuzat-o verbal pe Twitter și a ajuns la închisoare pentru că ar fi încălcat legea comunicării. Aici, a ajuns la închisoare. Eliberată condiționată în februarie anul acesta, Hayden a făcut apel și a reușit să obțină un verdict istoric, nevinovată. Deci, practic, englezii au dat liber la morții mătii pe net. Le mor de ta mer, the dead people of your mother. Ceva din astea. Stați așa. Marian! Stai, că stai așa. Marian, îl bag în masa de handicapat. Îi voi cu din astea, au zis în Anglia. Bun, stați așa, vă dau un... Hai că am cam terminat. Ce aș vrea să mai vorbim? O să vă arăt niște clipulețe care le-am, nu e așa, păstrat pentru sfârșit, să ne râdem, să ne simtem bine. Bun. Primul e ăsta. Deci eu cred cu tărie, cumva... Stai, mă, mică, ce faci? Unde te duci? Hello, opre. Incredibil, știbil. N-au acidei să. Oare pot să-l fac mai mare? Ei, de mine, știi mine. Watch this. Vestea bună e că calul nu a pățit nimic. Asta e când folosești modelul ăsta vechi de cal care n-are ABS. Acum ce vreau să vă zic eu, calul era atașat la o căruță 99%, că să vede aici o roată. Adică n-avea cum să facă calul. Că nu-i cacofonie. Să facă calul în trecere cu o roată, nu? Deci sigur roata s-a desprins la căruță, nu înțeleg de ce calul n-are harnașament. Da, bă, sunt lucruri pe care nu le vom afla niciodată. Optimism, optimism, optimism. Bun. Și stați așa că vă mai... Înainte de asta, aș vrea să vă zic ce s-a căutat în România anul ăsta în 2020. Da? Da, o trecem repede. Până asta mai am un clipuleț de sfârșit de an și cam atât. Așa. Căutări populare. Stați așa să vedem ce categorie e asta. Căutări populare. Google Classroom pe primul loc, Coronavirus România pe 2, Ad Servio pe 3, Alegeri SUA. Bă, pe 4, About You. Mi se pare foarte drăguț. Cristina Popescu. Țopescu. Ne zău serte. Așa. 7, declarație pe proprie răspunde. 8, Zoom. 9, Worldometer. Știți site-ul ăla unde se cu toate lucrurile care se întâmplă în lume, inclusiv infestările, așa? 10 formular STS. Ce este? În categoria ce este, în acest an avem așa. Pe locul 1, ce este coronavirus? Pe locul 2, ce este Horeca? Deci vă dați seama că sunt niște milioane de oameni care nu știau ce e Horeca. 3, ce este fugul? Fugu-bugu. 4, ce este pandemia? 5, ce este șomajul tehnic? 6, ce este un pogo? 7, ce este EDM? 8, ce este vulva? Milioane de români care căutau vulva. Ce este vulva? Vă dați seama ce bine stăm la capitolul ăsta, da? Dacă ăsta e în top căutări, locul 8 pe 2020. Locul 9, surpriză, ce este substantivul? Locul 10, ce este starea de urgență? În categoria urmează, stați așa, ne trebuie un set. Nu. Asta ar fi. Sau să-l punem Marian? Stai așa să oprim. Așa, stai așa. Marian! Așa. Din categoria, cum să se... 1. Cum să poartă mască. 2. Cum să dormiți 8 ore în 4 ore.
Well, ăsta e în top căutări România, my friend, pe 2020. 2020. 3. Cum se manifestă coronavirus? 4. Cum se face maiaua? 5. Cum se pune mască? 6. Cum se calculează șomajul tehnic? 7. Cum se transmite coronavirus? 8. Cum se gătește sparanghelul? Marian! 9. Cum se face drojdea? 10. Cum să faci bani de acasă? Marian! Așa! Din categoria când? Pe locul 1, când începe școala. Pe locul 2, când se termină ora în 2020. Locul 3, când începe școala în ianuarie 2020. 4, când este Black Friday. 5, când se deschid casele de pariuri. Marian! Așa! 6, când se deschid terasele. 7, când se afișează rezultatele la BAC. 8, când se închid școlile. 9, când se trece la ora de iarnă. 10, când se deschid mall-urile. Marian, îl bag în masa de handicapat. Pă, în categoria rețete, pe locul 1, rețetă gogoș. Turnăm gogoș, mămică. Așa, să-mi aranjez. Pe locul 2, rețetă banana bread. 3, rețetă pâine. 4, rețetă pizza. 5, rețetă eclere. 6, rețetă salată de bœuf. 7, rețetă zacuscă. 8, rețetă cozonac. 9, rețetă papana. Și 10, rețetă... Marian! Negresă. Așa, filme! Marian. Pe locul 1, 365. Pe locul 2, Miami Beach. Dar scris Beach, B-I-C-I. Așa. Pe locul 3, Contagion. Pe locul 4, Miracolul din celula 7. Pe locul 5, After We Collided. Pe locul 6, Parasite. Pe locul 7, Enola Holmes. Care e... Așa. Pe locul 8, Black Panther. Pe locul 9, 1917. Și pe 10, Mulan. Evenimentele sportive nu vi le mai dau, că n-are rost. Că aici n-are, chiar n-are rost. Și la categoria device-uri, Marian. Pe locul 1, iPhone 12. Pe locul 2, iPhone 11. Pe locul 3, iPhone 12 Pro Max. Pe locul 4, Samsung S20. Pe locul 5, iPhone 11 Pro. Apple-i pe moarte, nu mai au nicio șansă. Numai pe locul... pe primele 5 locuri, deci 4 locuri din primele 5 în căutări România. N-au nicio șansă, o să moară. E mizerie, așa. Pe locul 6, Huawei P40 Lite. Marian. Așa, pe locul 7, Samsung A51. 71 e mult mai bun, zic, dacă e să vă luați. Pe locul 8, Huawei P30 Lite. Pe locul 9, iPhone 12 Pro. Pe locul 10, Huawei P Smart 2021. Deci cam atât cum ar veni. Mai există niște chestii, dar eu zic că o lungim prea mult și n-are rost. Deci cam asta ar fi fost lucrurile pe care le-au căutat cetățenii din țărișoară în anul care stă să plece. Dar să dăm o muzicală. Cam atât, cetățeni, pentru acest... Hei, mămică, stai așa. Deci cam atât, cetățeni, pentru acest minunat sfârșit de an. Noi ne mai vedem pe live, joi. Cred că o să începem un pic mai devreme, să nu ajungem în seara de Revelion să facem live la ora 10. Dar o să facem un sondaj pe pagina noastră, pe gaben.ro, pagina de Facebook. Și să vedem ce zic cetățenii acolo. Și noi ne emulăm, că știți că suntem elastici ca un caș, ne emulăm pe Mulan. Ne emulăm pe cerințele cetățenilor care nu e așa, ne susțin. Doresc să mulțumesc foarte mult patronilor, fără de care această emisiune n-ar fi existat deloc, vă jur, pe cea mai sfânt, dacă nu încasam bănișoria. Da, nu-s mercantil, dar asta e adevărul. N-aș fi făcut emisiunea asta, oricum banii care i-am primit de la ei nu i-am cheltuit pe femei, distracții și droguri, am cumpărat scule și suntem în continuare pe un plan de investiții, o să anunțăm în live despre ce-i vorba, pe ce să mai cheltuim bani în continuare. Mulțumesc și cetățenilor care s-au abonat la canalul nostru. În ultima săptămână am avut aproape 90 de oameni, adică e absolut ieșit din comun. Suntem 31.894 pe canal. Așa cum mă știți, pentru mine nu e un criteriu. Eu mă gândesc că dacă facem treabă bună aici și o să ne râdem și o să ne simtem bine și facem ceva, cum să zic eu, la un nivel calitativ bun și care să aibă cât de cât o amprentă, adică să rămână ceva după noi, măcar o, nu știu, un sfat, o, nu știu, o știre, ceva după noi, facem ceva bine. O să vină cetățenii, eu nu-mi fac griji din punctul ăsta de vedere, și dacă nu o să vină, o să fie pierderea lor. Cred. O să vă las cu ultimul clipuleț, nu e așa, al anului,
Și ne vedem, ne vedem joi. Știți asta. Joi avem live. Vă repet. Poate un pic mai devreme, dar vă anunțez eu. O să facem public. Ultimul și cel mai frumos clip al anului, care sumarizează toate chestiile. O să vi-l arăt pe domnul Cumpănașu, executând o mișcare de box, din care deducem că dânsului a plăcut foarte mult filatelia și tablele. Astea fiind singurele sporturi pe care le-a practicat. Deci are niște mișcări de box, înțelegi? Că ți se face grețică. Eu cred că dacă oamenii care fac box să uită, li se face rău. Li se face grețică așa, de la lingurică. Vă las cu asta că e ultima, asta zic. An nou frumos aveți și tot ce vă doriți. Pentru cei cu care ne mai vedem. Pentru cei cu care ne vedem, aceleași urări, dar o să vi le dau joi. O să vi le urez. Să vă urez urările, cum ar veni. Urameaș urările, să vă urez. Bun! Mai asta zic, să ne despărțim acum, cât suntem, optimism. Bun, asta este, ia de aici. Uite-l pe-a meu. Chichician, mă, mică, uite-l așa. S-ar putea să aibă și o melodie, nu știu, că n-am ascultat cu sunet până acum. Ai, na, nu merge cu pauză. Uite-l pe-a meu. Trebuie să mai vedem o dată. Uite-l. Oh, ah, ce fizică ai. Aș vrea să vă uitați un pic la fața lui când dă pumnul. Uite cât dispreț are pe organism, cu ochelărașii aia lui. Îți dai seama când îi dai două palme și începi să-i sară lentile și dioptriile. Înțelegi? Și îl lași fără obiectul muncii. Uite aici. Ce zonă! Atât. Cetățeni, răbdați-mă încă o secundă să pun genericul de final, că așa e frumos în tenis, să știu că am terminat și cu asta și că nu e așa, ne vedem în noul an. Bine, ne vedem joi cu restul. Ta-da! Țeruz, dragilor!